Ca urmare a unui apel la 112, forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Roman și a serviciului de ambulanță județean au intervenit la un accident rutier ce s-a produs în comuna Ghereiești pe DN2 E85. În evenimentul rutier au fost implicate două autoutilitare, un tir și un autoturism. În urma evenimentului, trei persoane au rămas încarcerate. Cu ajutorul echipamentelor specifice, pompierii au acționat pentru descarcerarea celor trei victime. Din păcate, o fată de 16 ani prezenta semne incompatibile cu viața. Alte trei persoane, doi bărbați și o femeie, au fost preluate de către echipajele medicale sosite la locul evenimentului și transportate la centrul de primiri urgențe a Spitalului Municipal Roman. Un bărbat, în vârstă de 39 de ani, a primit îngrijiri medicale la locul evenimentului, dar a refuzat transportul la spital. De asemenea, pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor și vor curăța carosabilul de elementele rezultate în urma evenimentului rutier. Da, e de la.